Bună, Teodora! Bună, Gabriela! Astăzi o avem alături de noi pe Teodora Carp, HR Manager al firmei Consolite. Teodora, ai o experiență în resurse umane de 13 ani. De curând ai acceptat o provocare, alăturându-te echipei Consolite, un lider național în domeniul echipamentelor electrice. Poți să ne spui de ce ai acceptat această provocare? Da. Desigur. Mai întâi o să vă spun câteva cuvinte despre compania Consolite. După cum spuneai și tu, compania Consolite este activă în piața de electrice de aproximativ 24 de ani, timp în care Consolite a crescut și a acumulat o experiență bogată în acest domeniu, făcând față cu brio tuturor provocărilor de-a lungul timpului, chiar și celor mai recente generate de pandemie, dând dovadă de flexibilitate și adaptabilitate. Consolite mi-a fost prezentată ca un proiect extrem de provocator la momentul în care eu am hotărât să fac o schimbare în cariera mea, așa încât mi-a fost extrem de ușor să accept provocarea lor și să fiu parte dintr-un proiect românesc de o asemenea învergură. Practic vorbim despre o companie care are în jur de aproximativ 250 de angajați, cu vizibilitate națională și care practic îmi conferă posibilitatea continuării dezvoltării mele prin aplicarea experienței și cunoștințelor dobândite în ultimii 13 ani, dar și posibilitatea de a învăța extrem de multe lucruri noi. Consolite la acest moment este în plin proces de reinventare, iar cooptarea mea în echipa lor are ca și rol adăugarea de valoare prin experiența mea în HR, venită dintr-o corporație ce a inventat și perfecționat la maxim structura organizațională matricială. Spunem, în această perioadă care a fost provocatoare pentru toată lumea, cum ați parcurs această perioadă? Ce provocări ați avut? Ca noi toți, ca orice domeniu și ca în orice business, a trebuit să trecem și prin această situație, care nu ne-a ocolit nici pe noi, dar din nou, prin flexibilitate și adaptabilitate, am identificat soluții și le-am aplicat cu rapiditate. Și nu în ultimul rând, de-a lungul acestei perioade, am valorificat la maxim orice oportunitate evită. Ce să zic, consider că practic această situație ne-a dat prilejul de a testa într-un mod neplanificat anumite valori foarte importante ale angajaților noștri, precum loialitate, implicare, asumare, angajament și, nu în ultimul rând, încredere. Mai devreme menționam despre proiectul Consolite. Acest proiect ne-a fost prezentat în luna ianuarie, în cadrul team building-ului anual tuturor angajaților. Proiect ce a continuat și în perioada pandemiei, continuă și va continua până la atingerea tuturor obiectivelor pe care și le-a propus. Super! Mă bucur foarte mult să aud că există business-uri puternice și stabile, că este foarte important și asta, stabilitatea și forța unui business vine din experiența pe care a acumulat-o, vorba aceea, 24 de ani, așa cum spuneam. Așa este. Așa cum menționai mai devreme, sunteți într-o perioadă de dezvoltare, de reinventare, poate, pe alocuri. Cum stați cu recrutările? Cum s-au întâmplat înainte de această perioadă? Cum se întâmplă acum? S-a schimbat ceva în acest domeniu? Practic, această reinventare a companiei presupune adăugarea de valori, dar și de anumite competențe pe anumite zone de expertiză. Presupune completarea, dar și extinderea echipelor actuale, așa încât încă din ianuarie, de când eu m-am alăturat echipei Consolite, am activat o serie de proiecte de recrutare.
au continuat, e adevărat, au fost trecute pe o altă listă de priorități pe perioada pandemiei, dar acum au fost reclasate. Iar în momentul de față, aș putea să spun că deja s-au închis cu succes maxim mare parte dintre ele. Personal, nu văd nicio schimbare. Pulul de candidați este același. Nu văd candidați nici mai mulți, nici mai puțini, așa cum am auzit în repetate rânduri, fel de fel de estimări sau de opinii exprimate pre și post-pandemie. Eu una nu simt așa ceva. Da, și eu nici nu cred de altfel că piața muncii, forța de muncă, de fapt, se va schimba în vreun fel, pentru că toate elementele care au intervenit în această perioadă și au adus, să spunem, o presiune mai mare sau mai mică asupra unor business-uri, vor trece destul de repede, mai ales că domeniul în care voi activați nu este unul care să fi fost afectat în mod direct prin închidere sau mai știu eu ce. Sigur că pe lanțul business-ului există puncte, să spunem, care au fost cumva afectate, dar pe ansamblu... Cum spuneam și anterior, nici noi n-am putut să ocolim această perioadă, dar și ne-am asumat ceea ce s-a întâmplat, ceea ce a urmat. Am reevaluat anumite activități și anumite arii. Am continuat acolo unde s-a putut continua. Am securizat acele zone unde contextul nu a mai permis desfășurarea activității. Ne-am reorganizat și intern, aș putea să spun. Am avut o perioadă în care am avut implementat și lucrul de acasă pentru anumite categorii de angajați. Perioade de concedii, acolo unde activitatea a permis, chiar, cum spuneam, securizarea anumitor zone și suspendarea parțială pe altele. Urmând ca imediat ce situația permite să le reactivăm, pentru că, din nou, proiectul Consolite și ceea ce și-a propus și, practic, ăsta este obiectivul nostru. Evident că am luat și măsuri de protecție a angajaților, în primul rând, a partenerilor, a furnizorilor și a business-ului, implementând tot ceea ce era necesar în sensul acesta. Spune-mi, în procesele de recrutare, cam care ar fi valorile pe care tu le cauți pentru viitorii angajați Consolite? Da. Păi, Consolite este o construcție puternică care ține cont de câteva valori de la care nu putem abdica. Practic, pentru a consolida, hai să spunem, ADN-ul cultural al companiei, care ne-a ținut aproape 25 de ani ca și lider de piață, ținem cont de următoarele valori pe care trebuie să le regăsim în viitorii noștri colegi, și anume atitudine pozitivă, spirit de învingător, asumare și proactivitate și, în ultimul rând, dorința acestor viitori colegi de a adăuga plus valoare prin ceea ce ei fac. Sigur, nu sunt valori ușor de găsit. Dar asta este, până la urmă, dacă ar fi simplu, ar face toată lumea. Spune-mi, din punct de vedere profesional, poate și nu numai, cam care ar fi obiectivul tău așa pentru acest an? Da, este simplu. Proiectul Consolite deja ne dă și răspunsul. Obiectivul meu pe anul acesta este obiectivul departamentului pe care îl reprezint. Este obiectivul Consolite. Și pot să vă spun că în acest moment avem o strategie care se va desfășura pe următorii 6 ani. De ce 6 ani? Până în 2026, când compania va împlini tot 30 de ani de activitate. Și înainte. Mulțumim frumos! Practic, baza piramidei strategiei noastre o constituie resursa umană, așa încât departamentul de resurse umane este un contributor net
în asigurarea calitativă și cantitativă, în dezvoltarea, motivarea și menținerea resursei umane, fără de care n-am putea atinge obiectivele pe care ni le-am propus prin proiectul de care tot spun. Mă bucur foarte mult să întâlnesc companii care pun valoare pe resursa umană și pe departamentul de HR și văd managerul de HR un partener în luarea de decizii, pentru că, într-adevăr, declarativ, toți știu și spun că resursa umană este cea mai importantă resursă a unei companii, dar de aici și până pune în practică această declarație este cale lungă în cazul multor companii, din păcate. Noi ne cunoaștem nu de foarte multă vreme, dar știu că ți-ai dezvoltat o activitate în HR de vreo 13-14 ani. La bază ești inginer, da? Practic nu prea are nicio treabă cu resursa umană, care practic pune accent pe calitățile soft ale oamenilor, da? Cum ai ajuns tu să lucrezi în HR și care a fost drumul tău în acest domeniu? Da, este adevărat. Sunt absolventa unei școli tehnice, dar și a unui master în resurse umane și comunicare managerială. Ce să spun? La mine lucrurile s-au întâmplat un pic atipic, aș putea spune. Am plecat de la abilitățile și aptitudinile de la acel moment. Am dezvoltat latura tehnică prin învățare și înțelegere, prin studiile de specialitate. Apoi am dobândit și dezvoltat relaționarea cu resursele umane, dar și comunicarea managerială prin practică și ulterior, practic le-am integrat în teoria învățată prin prisma studiilor de la nivel, da, de masterat. De aceea spun că a fost un pic atipic, dar a fost mult mai, s-au îmbinat mult mai bine, că practic aveam deja o experiență de 5-6 ani practicată, ulterior a venit partea teoretică care a legat lucrurile și le-a îmbinat foarte bine. În ceea ce privește debutul meu profesional, am început în vânzări. Am trecut pe o perioadă scurtă, este adevărat, dar suficient cât să înțeleg procesul prin logistică. Ulterior s-a fixat, s-a stabilizat în resurse umane. Toate acestea s-au îmbinat foarte bine, m-au ajutat și mă ajută în continuare, chiar și în noul meu rol în Consolite, pentru că ambele companii în care am activat în ultimii 14 ani au specific ca și domeniul de activitate vânzările cu logistică proprie și activând pe piețe diferite, dar preponderent tehnice. Toate acestea m-au ajutat să înțeleg mai bine ce se întâmplă, să pot să-mi conturez mai bine profilul candidaților de care aveam nevoie, să pot să evaluez candidații și să pot să fac selecția potrivită. Este foarte important, din ceea ce spui tu, ca un HR manager să înțeleagă foarte bine business-ul în care activează, dincolo de evaluarea competențelor soft, pentru că tehnice de cele mai multe ori nu sunt făcute în mod direct de către HR, pentru că da, identificarea unui profil potrivit este cel mai da, și el îți scurtează foarte drumul, foarte mult drumul în recrutare. Așa. Ai menționat un pic mai devreme că ai făcut masterul de HR la câțiva ani după ce ai activat deja în acest domeniu. Crezi că este mai bine să se întâmple așa sau mai bine ca tinerii absolvenți să spună să facă întâi masterul și apoi să activeze în domeniul respectiv, că fie el HR sau altul? Pentru mine a fost mult mai bine, pentru că deja după 5-6 ani trecusem prin toate ariile a ceea ce înseamnă HR. Aveam deja o practică la bază, doar a trebuit să leg cu teoria și să pot apoi susține la nivel, și la nivel teoretic. Nu cred că tinerii, chiar și cei din ziua de astăzi, știu la momentul, nu știu, 18-20 de ani, care este direcția în care ar trebui să meargă și ceea ce li se potrivește. Și aș spune că e bine să rămână deschiși
și de ce nu la un anumit moment să se reorienteze dacă simt altfel decât parcursul pe care l-au urmat. Ce sfaturi ai avea tu pe care le-ai da unor tineri care sunt la nivel de început de carieră și ar dori să urmeze această cale a HR-ului? Mai toată lumea alege HR-ul motivând că, domne, este despre oameni, despre comunicare, mie îmi place să socializez, sunt o persoană comunicativă. Ei, da, sunt două atribute, să spunem, importante, dar, din păcate, HR-ul nu este doar despre asta, sunt mult mai multe aspecte în spate. Ce le-ai spune tu celor care sunt la început de drum? Da, așa este. HR-ul nu este doar despre oameni, este mult mai complex. În plus, din punctul meu de vedere, cum să spun, nu oricine poate fi, hai să zicem, medic, nu oricine poate fi profesor, chiar și eu am încercat și nu m-am regăsit, nu oricine poate fi specialist în vânzări sau, nu știu, orice altă meserie am vrea să alegem ca și exemplu, pentru că nu este suficient să vrei. Este nevoie, din punctul meu de vedere, de ceva ce deja ai, de ceva ce vine din interiorul tău. Altfel, oricât ți-ai dori, din orice motive, oricât ai studia, oricât ai încerca să experimentezi, nu este suficient. Mai mult decât atât. Din punctul meu de vedere, dacă nu ești o persoană calmă, echilibrată, un bun ascultător, o persoană pozitivă, o persoană foarte bine organizată și aș îndrăzni să spun aici chiar până spre perfecționism, okay, pentru că este destul de delicat, nu ai cum. Nu ai cum să devii un specialist bun în resurse umane, oricât contextul ți-ar oferi posibilitatea să dezvolți experiență, nu este suficient. Da, din păcate, tinerii din ziua de azi se orientează către o meserie sau alta doar din auzite. Nu există în învățământ și nici măcar la nivel de cultură, să spunem, general în România, evaluarea și dezvoltarea vocațională în vreun fel, ca să poți cumva să îndrepți într-un drum, pe un drum sau altul. Asta este, fiecare va trebui probabil să accepte o provocare, să învețe pe drum, să se reorienteze profesional la un moment dat, dacă are curajul să facă lucrul ăsta, pentru că nu este ușor. Uh-huh. Dar da, într-adevăr, resursa umană sau managementul resursei umane este foarte provocator și tu întotdeauna ca HR manager nu o să fii în linia de front, de în față. Vei fi întotdeauna între management și angajați. Exact. Și va trebui să fii foarte echilibrată, răbdătoare, exact ce ai spus tu. Așa exact, este, da. Exact. Aș mai adăuga aici că faptul că fără implicare, fără asumare și fără deschidere către nou, către absolut tot ceea ce apare, iarăși nu poți să fii un om de HR care să se dezvolte și care să țină pasul cu ceea ce se întâmplă. Pentru că, o să fac o paranteză aici, mi-amintesc și acum cu nostalgie momentul în care am început să activez în resurse umane, ca și o asistentă de resurse umane, când eram responsabilă în mare parte cu pregătirea și gestionarea diferitelor situații, concedii, angajați, veniți, plecați, și la vremea respectivă toate aceste lucruri se întâmplau la nivel de tabele în Excel. Acum știm cu toții cum ne desfășurăm activitatea, la ce nivel, și știm și la ce să ne așteptăm, dată fiind digitalizarea. Ești norocoasă dacă tu ai început la tabele Excel. Eu am început la foi de hârtie A3, adică la mine lucrurile erau mai grave decât atât. Dar da, într-adevăr, uite, și deschiderea către nou este iar un lucru foarte important. Uite, Consolite a oferit contextul foarte bun din punctul ăsta de vedere, pentru că cumva îmbină partea de inovație, de nou. Este o afacere stabilă, așa cum spuneam, s-a dezvoltat timp de 24 de ani, ne-a prins această pandemie și alte crize care au mai fost în trecut, am fost singura. Și iată, nu renunță la obiectivele ei. Este foarte, foarte important lucrul ăsta. Și uite, sper că împreună
veți face treabă bună și vorba aceea ne vom reîntâlni peste ceva vreme să povestim despre rezultatele miraculoase pe care le aveți. Da. Să știi că aș mai adăuga ceva. Un lucru relativ nou pentru mine, pe care l-am găsit în Consolite, nu nou pe piață, nou în ceea ce privește experiența mea profesională. Cum îți spuneam la început, la un moment dat am decis să fac o schimbare în carieră și am decis să încerc și genul acesta de companii cu expunere națională, cu capital integral românesc. Vreau să spun că am găsit un mare avantaj aici. Dacă în corporații eram limitați de proceduri, de procese, deja stabilite la nivel regional, național, aici vorbim practic de un sistem democratic participativ în care toți managerii au un rol foarte important și un aport foarte important în tot ceea ce înseamnă performanța companiei. Practic, în felul acesta, împreună, prin flexibilitate, prin adaptabilitate, prin proactivitate, prin ceea ce îți spuneam, spirit pozitiv și așa mai departe, facem ca lucrurile să se întâmple mult mai repede. Mai mult decât atât, ne oferă posibilitatea unei replieri, regândiri, reorganizări după caz. Și nu în ultimul rând, și vreau să spun acest lucru, atragerea de profesioniști care au înțeles că viitorul lor profesional trebuie urmat alături de companii de top. Noi am reușit în ultima perioadă, chiar sunt mândră de această realizare, să ne extindem, spuneam că rând pe rând procesele de recrutare se închid, mai avem, dar parte din ele s-au închis cu succes. Practic ne-am extins echipa de management, adăugând profesioniști de valoare. Am adăugat și încă mai recrutăm în zona aceasta specialiști cu competențe pe anumite zone de expertiză. Totodată ne-am și extins celelalte echipe, însemnând departamente precum depozitul, transportul, achiziții, logistică și chiar echipele de vânzări. Este un scenariu foarte frumos. Eu vă urez succes și îți mulțumesc foarte mult că ai fost de acord și ați fost de acord să purtăm această discuție. Sunt convinsă că trendul va fi unul extraordinar pentru că are baze solide. Și așa cum spuneam, eu sper să ne reîntâlnim peste, nu știu, câteva luni, un an și să povestim, să vedem ce s-a mai întâmplat între timp. Cu siguranță vom avea de foarte mult de povestit pentru că, cum spuneam, proiectul este strategia este pe următorii 6 ani. Mai mult decât atât, așa ca o mică imagine a dimensiunii Consolite, în momentul de față avem un headquarter în București cu depozit principal, avem o filială în Otopeni cu depozit încorporat, o altă filială în zona militar, 9 filiale cu depozite în principalele orașe din țară și o secție de uzinare tablouri electrice. Nu suntem puțini, nu suntem mici, avem proiecte îndrăznețe, așa încât avem mult de lucru și cu siguranță va fi mult de povestit. Super, abia aștept. Mulțumesc frumos încă o dată pentru acest interviu și să ne revedem cu bine. Mulțumesc!